Salut! Urmăriți episodul de podcast cu Dragoș Coman. Salut, Dragoș! Salut, Bogdan! Mulțumesc pentru invitație. Mulțumesc că ți încep podcastul cu mine. Da. Te felicit, e o inițiativă super frumoasă. Și pentru mine este o plăcere. Și hai să spun ceva, mi se pare specifică vârstei voastre. Ok. Chiar dacă eu n-am mai văzut până acum un copil să facă așa ceva. Ești mai face cineva podcast? Nu mai face nimeni, din câte știu. Foarte tare. Felicitări, spor, succes, să începem. Mulțumesc. Ca o primă întrebare pe care vreau să ți-o adresez și să te cunoască și lumea mai bine, să te descrii în trei cuvinte. Sau cum te descrii în trei cuvinte? Nu știu, vine foarte greu, Bogdan, să mă descriu eu. Ar trebui să mă descrie persoanele care mă cunosc, cu care cumva am intrat în contact. Eu trăiesc cu impresia că sunt o persoană bună, un om care iubește oamenii, un om căruia îi place amuzamentul, îi place frumosul, dar îți spun, cel mai important e cum mă văd oamenii. Eu mă văd prin ochii mei, îți închipui în cele mai frumoase ipostaze. Ok. Aici așa o să descurgă tot interviul ăsta, să zic așa. Aici avem... Mai adus să mă chestionez, să înțeleg. Da. Avem un bol cu 13 întrebări. Așa. O cifră norocoasă. Una dintre ele o văd puțin, pot să o strâng, da. Nu? Da, da, da. Să o ascundem pe aici printre celelalte. N-am văzut întrebarea. Da, da, da. Parte bine. Și acum te-aș ruga să alegi una dintre întrebări și să... Să-mi pun o întrebare, nu? Da, da, da. Ok. Oh. Când ai luat țeapă? Țeapă. Adică când am fost păcălit, când am fost dezamăgit? Nu, sau când ai fost păcălit. Păi, când te-a păcălit cineva, să știi că fără să-ți dai seama. De-a lungul timpului, nu știu să-ți mai spun exact acum, dacă am trecut prin niște păcăleli de natură financiară. Cu siguranță am trecut, nu știu să-ți exemplific una dintre ele. Dar să știi că de obicei în viață ești dezamăgit sau îți iei țeapă, așa cum ai formulat întrebarea, în momentul când îți pui încrederea în oameni. Dacă îți pui încrederea în oameni, probabil atunci îți iei țeapă. Și ca să nu mă înțelegi greșit, nu mă refer la toți oamenii. Mă refer la oamenii asupra cărora nu faci o analiză completă și pe care îi tratezi în sensul aparențelor. Aici consider că mi-am luat țeapă de câteva ori și nu din cauza lor, din cauza superficialității mele, dacă vrei, a lipsei de analize complete. Ok. Când nu mai știu să-ți temporizez. Probabil de multe ori și cred că și de curând mi-am pus încrederea în oameni pe care nu i-am evaluat suficient și care, cum era firesc să se întâmple. Dar s-a întâmplat de mult? Să te dezamăgească? De multe ori în viață mi s-a întâmplat, dar s-a întâmplat chiar și mai de curând, da. Cel mai recent, dacă vrei să ne povestești. Păi, cel mai recent. O povestire exactă... Fără nume. Personificată, fără să te sper pe mine, nu am să-ți fac, dar cred că în decursul ultimului an am avut ceva dezamăgiri, probabil și din cauza faptului că am avut așteptări. Eu cumva m-am obișnuit să nu am așteptări de la oameni pe care nu îi cunosc. Am avut așteptări de la oameni pe care nu i-am cunoscut suficient și am avut dezamăgiri. Dar mi se datorează, de fapt, din cauza mea s-au întâmplat dezamăgirile. Țeapa e a mea, nu e a lor. Da. Mai... Încă întrebare, așa, o decurgătut, da. Le luăm la rând, așa, da? Să vedem ce mi-ai mai pregătit aici. Când ai rămas fără cuvinte? Când am rămas fără cuvinte? Undeva în public sau ai avut un dialog cu cineva și... Cred că pe la primele mele ieșiri publice am avut pentru un moment imposibilitatea de a verbaliza. Sau nu știu, te filmezi trei camere și tu să începi să vorbești, să vorbești și odată să rămâi așa. Da, probabil în primele momente în care am avut deținut un discurs de vorbit în public, am avut genul ăsta de emoții care m-au lăsat fără cuvinte la propriu. Dacă întrebarea se adresează la propriu, dacă se adresează cumva și la figurat, îți răspund și la figurat sau da? Nu, la propriu. La propriu cred că în momentele de emoție excesivă. Ok. Dacă e mulțumitor răspunsul. Da, nu, eu doar întreb. Vreau să răspundeți. Tu răspunzi. Mai e o întrebare? Da, da, da.
Ce planuri de viitor ai? Ce planuri de viitor am? Păi, în primul rând, vreau să devin, pe zi ce trece, o mai bună versiunea mea, o mai bună varianta mea. Aici am încercat să-mi canalizez în ultimii mulți ani planurile de viitor. Planurile de obicei, Bogdan, mici, materiale, de reușită, să știi că pot deveni chimere dacă nu încerci ca de la zi la zi să devii mai bun, mai atent, mai harnic, să oferi mai mult timp, să-ți oferi mai mult timp, să te educi mai mult, să înțelegi mai mult, să încerci să înțelegi mai mult. Planurile mele de viitor se învârt în jurul formării mele personale. Asta sunt planurile de viitor. Așa, direct, noi gândim foarte multe lucruri. Aș vrea, nu știu, la anul să fac un business, să fac un podcast, dar să știi că lucrurile astea devin foarte greu de atins dacă principalul scop, principala esență a planului de viitor nu e ca tu să devii mai bun. Din punctul meu de vedere, planul meu de viitor e ca să devin mai bun. Indiferent pe ce domeniu mi-aș dori să devin mai bun, trebuie și sunt conștient că trebuie să fac eforturi. Și asta, dacă vrei și ne permite diferența de vârstă, ți-aș spune și ca un sfat. Cam astea sunt planurile de viitor. Mă așteptam la altceva. La ceva material, la ceva fizic, la ceva ce vreau să fac. Da. Vreau să fac multe lucruri. Important e ca lucrurile să le încep. De-abia din momentul... Știi ce? Pur și simplu ideea nu mi se pare suficientă pentru a duce ceva la capăt. Pentru a te duce și a te raporta cumva la un plan. Un plan înseamnă să-l elaborezi, să-l lucrezi, să-l începi. Să începi măcar prin a citi despre un lucru pe care tu ți-l dorești sau dacă deja nu-l cunoști foarte bine și nu ai o idee foarte bună. Planurile mi se par niște chestiuni care sunt într-o vecinătate cu chimera. Planurile sunt niște chestii, să mai mult le văd în zona de dorință, iar un plan așa de viitor fără niște lucruri consistente în spate. Iar planuri de viitor la care să lucrez în momentul de față, foarte aplicat, sunt cele cărora m-am dedicat și până acum. Business, familie, copii, societate, okay. Mă refer la societatea în care trăim, aici sunt planurile, dar un plan complet nu pot să ți-l spun acum pentru că ar trebui însemna să fi făcut niște pași. Pași pe care de aici încolo eu încă nu i-am făcut, i-am făcut până aici. Dar aici, după cum văd, un pic am nemulțumit de societatea în care trăim. Nu sunt nemulțumit, nu, să știi că societatea e așa cum te raportezi la ea, la așteptările pe care le ai de la o societate. Bineînțeles că cu toții ne dorim să vedem în jurul nostru cât mai mulți oameni frumoși și când spun oameni frumoși nu mă refer la un aspect fizic, mă refer la un comportament moral, în primul rând. Dar nu pot să zic că sunt nemulțumit de societatea în care trăiesc, pentru că până la urmă știi ce se întâmplă, e societatea care ne-a format și pe mine și pe tine, pe lângă educație, școală, familie, zona de educație care ne-am luat-o din partea asta, societatea e cea care ne-a format. Suntem produsul și parte din ea. Dacă societatea vrem să fie altfel, trebuie să plecăm cumva de la noi. Noi putem să îmbunătățim, nu putem să dăm vina din afară plus societate. Societatea e într-un fel. Noi ne făcând nimic pentru societate. Cam aici e discuția și răspunsul meu e nu mă nemulțumește societatea din care fac parte, în care trăiesc. Cu remarca încă o dată că îmi doresc ca societatea noastră să evolueze mai mult decât a evoluat până acum. Okay. Altă întrebare. Ce meserie ai fi vrut să ai? Ce meserie aș fi vrut să am? Păi am vrut de-a lungul timpului să am mai multe meserii. De exemplu, când eram la grădiniță, am vrut să mă fac macaragiu. M-a întrebat doamna educatoare ce vreau să mă fac, mă fac mare, mi-am dorit să fiu macaragiu. După care, în școala primară, mi-aduc aminte că mi intrase foarte tare în cap ideea de a mă face preot. Și chiar am început să mă pregătesc și cred că fac parte din categoria care a încercat să studieze Biblia. Până la urmă nu mai știu să-ți spun exact ce m-a făcut să-mi schimb gândurile la momentul respectiv, nu m-am mai făcut preot, a fost a doua dorință de a avea o meserie.
Și dacă ar fi să mă gândesc ce aș face acum, altceva decât fac, dacă aș avea disponibilitatea, timpul și capacitatea să mai iau cumva de la zero, cred că mi-ar plăcea să fiu undeva în zona de arhitectură, dar nu neapărat de arhitectură, probabil de design. Asta mi-ar plăcea să fac. Cred că și datorită faptului că vreau cât mai mult frumos în jurul meu. Eu prima dată am vrut să mă fac ortoped. Și? Păi nu, dar nu ziceam ortoped, ziceam ortolop. Foarte... Meseria e aceeași, oricum, fără cum mă definești tu. Asta am vrut prima dată. Acum, nu știu, am mai multe... Mă axez, încă nu m-am hotărât ce o să fac în viață. Pe ce o să mă axez? Ai vrea să faci media? Îți place zona de media? Da, pe de altă parte aș vrea să fac ASEU, să fac o facultate de contabilitate. Eu acum sunt îți pe place matematica? Îmi place matematica, da. Chiar e foarte grea acum la liceu și nu prea mai îmi place, dar... Am înțeles. Da, interesant. Da, de ce ai renunțat la medicină? Încă n-am renunțat. Și ai o opțiune, doar că cu mai mici șanse. Mie nu-mi place chimia. Nu-mi place chimia. Ai încercat să o înțelegi? Da. Și nu-mi place. Chiar și să știi că lucrurile, când ajungi să le înțelegi, s-ar putea să aibă alt miros și alt gust. Dacă o tratezi puțin din afară sau la modul general și înmagazinezi niște cunoștințe, s-ar putea să nu-i simți cu adevărat gustul și mirosul. Dar... Altă întrebare. O prostie pe care ai făcut-o la școală. În afară de faptul că lipseam de la ore, da. Te mulțumește? Nu, Răspunsul nu te mulțumește. Ceva... Nu pot să spun penibil. Ceva de notabil. Făceam atât de multe încât nici nu știu care era mai mare decât cealaltă. Am fost un tip rebel în școală. Îmi place mie să mă alind cu termenul ăsta rebel. Făceam destul de multe drăcovenii. Nu știu, cred că faptul că lipseam de la ore e cea mai grea încărcătură, sau ca să nu-i zic dureroasă, pe care o car. Adică ceva ce în zona asta mă face să mă duc cu gândul la cuvântul prostii. Astea erau prostii, restul erau copilări, erau probabil lucruri pe care le făceam specific vârstei, pe care sunt convins că voi nu le faceți astăzi. N-aș fi convins. Le faceți și voi. N-aș fi sigur. Da. Și pe noi ne protejăm administratorii. Așa trebuie să fie viața, să ai amintiri, să povestești. Da, bine ar fi să ai amintiri plăcute. Nu știu, mereu aș vrea să trăiesc ca într-un film. Dacă ai primi 100.000 de euro, ce ai face cu ei? Dacă i-aș primi de la cineva în dar sau cum? Ai găsit 100.000 de euro. Păi dacă n-ar fi ai mei, conform legii ar trebui să-i dau înapoi. Dacă mi-aș da cineva și probabil i-aș da înapoi. Nu știu, zic și eu acum că suntem în filmare, nu știu exact ce aș face cu ei, dar aș avea obligația, cel puțin, să-i dau înapoi. Iar dacă i-aș primi de la cineva, cu siguranță, ce pot să spun că n-aș face cu ei, nu mi-aș lua mașină. Și cu siguranță i-aș investi, să spun în ce i-aș investi, nu știu, trebuie să mă gândesc. Trebuie să fac un research de piață, să văd ce ar fi profitabil. Eu prima dată aș pleca într-o vacanță. Și după aia m-aș gândi, acolo aș sta liniștit și m-aș gândi ce aș face cu ei. Păi da, dar într-o vacanță dacă ai pleca, unde ai pleca în vacanță? Thailanda? Undeva liniștit, păi, pe o plajă? Depinde, că ai putea să te gândești ce ai face cu banii pe care i-ai cu 90 avut, de cu banii pe care i-ai avut la sfârșitul vacanței. Depinde, cu 100.000 în buzunar într-o vacanță în Thailanda, cu 100.000 în buzunar într-o vacanță în Thailanda... Depinde de pretențiile tale, de ce îți dorești să faci, s-ar putea să rămâi fără ei. Nu, și să mă duc decât să cu gândurile. Nu, mă duc decât să mă liniștesc. Nu stau pe plajă să mă gândesc. Păi de ce ești neliniștit? Ba nu, sunt liniștit, nu zic să mă stau liniștit, să mă gândesc ce aș face cu ei. Deci, practic, pentru tine prioritatea ar fi să o vacanță. Dar nu te-ai gândit să investești? Păi nu, mă gândesc în ce să investesc. Să iau toate variantele. Păi nu o să mai ai 100.000. Păi nu o să mai am 95.000, tot e ceva.
Deci probabil o să investești 95.000. Da, interesant. Eu m-aș gândi acasă. Acasă? M-aș gândi într-o vacanță, da. Și cu siguranță i-aș investi. Ok. Acum am o serie de 10 întrebări. Eu îi spun chestionar. Mai așa? Greu decât cele care am avut acum? Nu, e... un cuvânt, două, maxim. Adică okay. Jucătorul... Adică să nu mă sperii. Nu, nu te speria. Jucătorul preferat. De fotbal. Da. Messi. Cel mai de succes om pe care îl cunoști. Cel mai de succes. Contează din ce zonă? Nu. Cred. Nici nu poate să fie cunoscut. Tu consideri omul ăla că este... Este un om de succes, te uiți la el, da, ăsta chiar a reușit să... Sunt mulți oameni de succes. Să știi că sunt oameni simpli. Cel care te poate te influența pe tine în anumite alegeri. Da, uite, de exemplu, în zona politică mi-a plăcut președintele Obama. Mi se pare un om de succes, un om echilibrat. Acum, în zona artistică, m-au impresionat marile voci. Nu cred că cineva poate să identifice un artist mai mare decât Pavarotti. În zona de business, luăm top 10, dar îmi place Zuki, creatorul metavers, mai noului metavers. Sunt mulți oameni care m-au influențat. Dar să poate știi că nici nu sunt, să nu fie între să noi. Să știi că nu sunt oameni foarte cunoscuți sau aproape deloc cunoscuți, dar sunt oameni care în meseria lor sau în ceea ce fac și cum s-au comportat în raport cu societatea mi-au dat mie personal multe lecții. Din punctul meu de vedere, un om de succes, ca să zic așa, raportându-mă la relația mea cu el, a fost tatăl meu. Relația mea cu el, din punctul meu de vedere, a fost una de succes. Okay. Dar depinde la ce ne raportăm. Oameni de succes sunt mulți, Bogdan, să știi, și e bine să ne gândim la ei într-un anumit domeniu, pentru că putem să vedem mari artiști care în viața lor privată, în viața lor de familie, n-au aceleași calități ca în zona artistică. Nu. Și n-ar trebui luate ca modele. Depinde la ce ne raportăm. Oameni de succes sunt mulți peste tot, dar... cei pe care ți-am enumerat sunt oameni de succes incontestabil. Ok. Cel puțin pentru mine. Da. Sportul preferat. Sportul preferat. Eu personal mă simt foarte bine când fac antrenamente de box. Acolo mă simt foarte bine, simt că mă deconectez, că mă descarc de energia negativă. Simt că îmi pun organismul în mișcare foarte bine. Fotbalul, mi-a plăcut să joc fotbal în mult timp, deși n-am avut niște calități deosebite, dar aici. Pasiunea contează cel mai mult. Pasiunea, da, pasiunea am avut, dar mi-ar fi plăcut totuși să am și ceva talent care să o susțină. Artistul preferat. Zona muzicală, zona de film? Da. Zona de film, De Niro, Al Pacino? Nu, artistul pe voce. Celine Dion. Actorul. Poți să spun mai mulți? Da. Îmi spune foarte mulți. Da. Madonna mi-a plăcut. Will Smith îmi place. Da, într-o zonă artistică. Sunt foarte mulți artiști pe zona R&B-ului care îmi plac. Sunt formații de rock care îmi plac și probabil plac tuturor. Sunt mulți care îmi plac. Eu sunt și un iubitor de muzică. Îmi place muzică. Eu dacă nu ascult muzică într-o zi, simt că ziua respectivă sunt incomplet. Da, și mie îmi place, dar să fiu singur acasă. Intru pe YouTube și dau muzica la mă. Și dansezi? Gesticulez, să spun așa. Da. Așa credeam și eu la un moment dat că dansez, dar mi-am dat seama că de fapt mă scălăm, băi. Da. Ce fac eu și probabil te scălăm, băi, și tu. Da. Actorul preferat? Al Pacino, De Niro. Ambii. Nu pot să fac diferențe între ei. Cum te-ai descrie într-un cuvânt? Prietenos. Materia preferată la școală? Chimia o scoate. Știi, la școală, când trebuia să acumulăm, aproape că nu,
nu ne plăcea nicio materie, ne doream mai mult să ne jucăm, știi, sau să facem cu totul alte lucruri. Mi-a plăcut fizica, mi-a plăcut matematica în școala generală, mai târziu mi-a plăcut fizica, nu pot să spun că am excelat, dar au fost materii, mi-a plăcut să înțeleg geografie, mi-a plăcut foarte mult de tot istoria și să spun, mi-a plăcut istoria după ce am terminat liceul. Mi-a plăcut mai mult decât mi-a plăcut în liceu. Cam aici, cam în zona asta. Cam în zona de, deși am zis fizica, cam în zona de uman. Aici m-am simțit cel mai bine. Mi-a plăcut poezia foarte mult și îmi place și acum poezia, și acum citesc poezii foarte mult. Adică mie la școală... ne raportăm la limba română. Gramatica am învățat-o de nevoie. Mie la școală mi se pare că orele sunt foarte lungi și nu poți să acumulezi și nici profesorul nu ajunge la ore, întârzie, adică mereu întârzie. Păi înseamnă că nu sunt foarte lungi dacă întârzie profesorul, păi sunt mai scurte. Păi nu, pauza e foarte mică și orele sunt foarte lungi. Profesorul n-are timp, poate vrea să scrie o notă, mai vine un părinte, mai vorbește, cum e la școală. Și îți pierdeți mult timp? Vreo 50 de minute tot le pierdem. Câte oare acum? 45-50 de minute, nu? 45, cel puțin la școală. 45 de minute. Și eu nu sunt de acord, eu aș pune ora de 30 cu pauza de 30. Da, creierul uman, cel puțin la copii, se poate... Adică dacă tot... concentrare optimă în cam 17 minute. Păi dacă tot lucrezi, să lucrezi la capacitate maximă. Da, dar sunt momente în timpul orelor de curs în care nu ești focusat neapărat, pentru că mă gândesc că sunt momente în care profesorul nu se concentrează pe tine, se concentrează pe un alt coleg. Adică mă gândesc că predarea în sine este într-un anumit interval de timp în care, practic, nu îți trebuie o concentrare decât îți trebuie o concentrare pe a îți nota ceea ce spune profesorul sau a-ți lua esența, nu știu, din ceea ce spune, nu știu exact care e sistemul acum, că na, au trecut ceva ani de când am ieșit din liceu, dar mă gândesc că nu se concentrează 100% pe unul dintre ele, fiind clase de mai mulți. Este foarte greu și tocmai mă gândesc că tocmai așa se dorește ca fiecare parte să poată să-și ia cât mai mult dintr-o oră. Și evaluarea, nu că nu mi se pare că nu e corectă, evaluarea mereu a fost corectă. Dacă mereți 10, e 10. Dacă n-ai învățat nimic, mereți 4, mereți 3, mereți 2. Pe ceea ce memorezi, pe ceea ce acumulezi. Te stresează și foarte tare gândul că dacă o să uit, dacă atunci pe mine nu o să-mi vină ce am învățat. Știi de ce credeu că se întâmplă lucrul ăsta? Și acum, na, dascălii care sunt... Aș pune opțional chestia asta. Da, Bogdan, dar dascălii care prin natura lor fac lucrul ăsta de excepție, să știi că vor înțelege întotdeauna ceea ce tu știi. Și dacă tu ai înțeles, pentru că eu consider că e o foarte mare diferență între ceea ce memorezi și ceea ce înțelegi. Și nu consideră rău, probabil foarte mulți alții consideră lucrul ăsta. Iar tocmai menirea unei evaluări este de a vedea ceea ce tu ai înțeles, nu ceea ce tu ai memorat. Pentru că ceea ce memorezi astăzi, mâine probabil uiți. Dacă nu uiți mâine, spun eu că după terminarea liceului ai uitat tot, cu siguranță. Da. Și e o evaluare temporizată într-un timp. Secretul școlii, din punctul meu de vedere, e de a învăța să înveți. Da, exact. Nu de a memora cât mai multe lucruri, iar profesorii au cumva obligația de a vedea dacă elevul respectiv a înțeles esența lucrurilor, pentru că o definiție, nu știu, luăm teorema lui Pitagora, a pătrat egal cu b pătrat plus c pătrat, nu o să-ți folosească niciodată în viață decât dacă o aplici undeva și dacă înțelegi sensul. Da. Iar memoratul, pur și simplu, nu cred, sau nu vreau să cred că dascălii tăi, profesorii tăi se concentrează cât de mult ai memorat. Eu cred că ar trebui și cred că se concentreze pe ceea ce tu ai înțeles. Nu, dar te învață lucruri de care nu ai nevoie. Ai nevoie de toate. Ai nevoie de toate la un moment dat. Depinde și pe ce domeniu. Dar... eu aș pune foarte multe ore de... nu e să știi că ele nu sunt, pentru că data în care s-a născut Ștefan cel Mare o să-ți folosească într-o bună zi, nu e dată, situația asta nu, ca, pe care ți este impusă să o înveți, nu are scopul de a te antrena. De a memora data asta și a o păstra cu sfințenie toată viața ta și a o folosi într-un anumit domeniu. Da, dacă faci istorie o să-ți folosească. Ideea este că tu ți antrenezi creierul în momentul ăla. Să știi că educația în școală are mai multe valențe și mai multe aspecte. O educație bună, sănătoasă, atinge mai multe paliere. Acela pe care ți-l spuneam puțin mai devreme, de a-ți dezvolta creierul, de a-ți mări capacitatea de memorare, de a-ți întinde la maxim capacitatea ta de a te concentra,
Adică nu neapărat data în sine este importantă. E bine să știi să o temporizezi, să știi cam pe unde. S-ar putea să-ți folosească, dacă ți-e place zona asta de istorie, s-ar putea mai târziu, dacă dai examen din istorie, să-ți folosească. Dar trebuie să și vrei. Să treci niște pași. Trebuie să și placă. E foarte important. Trebuie să vrei și să-ți placă. Mai ales să-ți placă. Trebuie să-ți placă, da. Iar să te educi în viață, o să vezi că dacă acum prinzi gustul educației, în general, mai târziu o să-ți folosească. Iar dacă nu-l prinzi, mai târziu o să regreți. Mâncarea preferată? Oh, sunt un gurmand. Tot ce-i gras, tot ce-i nesănătos îmi place. Dar îmi place foarte mult mâncarea tradițională. Îmi plac ciorbele. Aș mânca ciorbe în continuu. Adică, eu sunt pe dulciuri. Eu aș face torturi în fiecare zi. Eu aș face torturi în fiecare zi. Și le-ai și mâncat? Da. Ai timp să te aduci aici. Ferată. Multe. Cea mai veche melodie care o asculti mereu sau una nouă? Care un moment in time. Depinde și de stare care o ai atunci. E foarte sau important. Care vrei să e ai. Foarte importantă starea. One moment in time mi se pare o melodie de esență. Filmul preferat? Parfum de femeie. N-am auzit până acum de Al Pacino. Am terminat întrebările. Chestionarul, așa că revenim la întrebări. Iar întrebările chinuitoare. Invazive. E niște întrebări foarte invazive. Eu am o întrebare acolo care o aștept. 3-4 diferențe între generații. Între generația mea și a ta. Da. În primul rând, voi vă îmbrăcați mai frumos decât ne îmbrăcam noi la vârsta voastră. Asta e o diferență. Nu aveam posibilitățile astea. Nu aveam varietatea pe care o aveți voi. Să știi că o altă diferență cred că este și structurală. Cred că este și de ADN. Cred că sunteți mai buni decât noi. Mai complexi decât noi. Și mai aveți un avantaj foarte mare și o diferență, o trecem în categoria diferențelor, o punem la a treia diferență, e faptul că voi aveți un spectru mult mai larg de informații. Voi oriunde vă mișcați, oriunde vă învârtiți, luați o informație nouă. Acum că o memorați sau nu, asta ține de fiecare în parte. Noi avem foarte puține surse de informații. Știu că cam singura revistă pe care o aveam și era în limba franceză, când eram foarte mic, era PIF. Spune ceva PIF? Întreabă-ți părinții. Absolut. Nu găseam. După care mai târziu a apărut Bravo, luam tot felul de reviste, le citeam. Informația era super puțină, super puțină. În copilărie, postul de televiziune, că n-ai, eu am apucat foarte puțin și din perioada comunistă, desene animate, vedeam pe la burgari sau... Nu mai vorbesc de știri, de lucrurile care ne interesau. Singura sursă de cultură generală extrașcolară era teleenciclopedia sau printre puținele surse. După care, foarte târziu, au apărut câteva canale de televiziune, câteva posturi de televiziune, Pro TV, mi-aduc aminte că ne-a șocat pe toți așa când a apărut. Vedeam cu totul o altă culoare, o altă lume, o altă zonă de informații. Da, și noi, pe zona de filme, mai aveam câte o casetă video ascunsă pe aici, pe acolo, și casete audio. Știu că, apropo de Will Smith, știu că atunci aveam un casetofon acasă, Grundig, mic așa, și au fost primele mele 3 casete. Mi-am cumpărat la momentul ăla Meat Loaf, Will Smith și Whitney Houston. Cândva când au apărut casetele, iar muzica, dacă nu ascultam muzică din afară, muzica românească era destul de slăbuță. Ei, voi acum cu un simplu click pe YouTube, ca să nu vorbesc de YouTube Premium sau de YouTube Kids, da, pentru copii mai mici ca tine, sau să nu vorbesc de cu totul alte canale, Spotify, sau aveți surse de informație, raportându-ne la muzică, enorm de mari. Nu mai vorbesc de toate posturile de televiziune, toate canalele de music care există. Orice informație, orice lucru pe care nu îl știți, noi ne duceam la mama și o întrebam, sau da, ne duceam la profesor în pauză. De exemplu, voi puteți să strigați la Google, leger, da, și... Sau la Siri. Sau la Siri și la aflați, da. E o diferență între generații. Am văzut chiar acum câteva zile pe internet, ca să vezi câte ore. S-a făcut un studiu acum câteva luni, ca să vezi toate videourile încărcate pe YouTube la momentul ăla, îți trebuie 95 de ani. Câte informații?
Noi nu aveam. E indiscutabil, nu are cum să nu fie o diferență între generații și una bună și în avantajul vostru. Dar erai de acord cu comunismul sau erai împotriva lui? Nu, n-am fost de acord niciodată, deși, ca să zic așa, pe vremea înainte de Revoluție, nu duceam foarte rău, pentru că tata era într-o anumită conjunctură, era secretar de partid, făcuse o școală de partid pe la Constanța, eram cumva într-o zonă favorizată de mijloc, ca să zic așa, dacă mâine ar trebui să ne întoarcem la comunism, aș muri în piață. Luptându-mă împotriva comunismului, dacă s-ar ajunge iar la violență de stradă, cum a fost la Revoluție. Nu, comunismul, din punctul meu de vedere, ne-a transformat în rău și ne-a ținut într-o zonă de nedezvoltare ca societate. Și ți-e foarte ușor să afli, având istoria proaspătă în fața ochilor acum, ce diferențe erau înainte de perioada comunistă, în perioada regalității, și ce și cum era în perioada comunistă. Adică să vezi diferențele dintre cele două perioade de timp. Sunt enorme. Și dacă am fi păstrat dezvoltarea din înaintea perioadei comuniste, cred că România era la un alt nivel acum, dar asta e parte din istoria noastră, ne acceptăm, noi am acceptat-o, atât am putut, atât am știut, asta a fost perioada. Nu, perioada comunistă nu mi-aș dori eu pentru nimic în lume. Aș fugi de ea. Dar nu suntem, în moment de față, așa o văd eu, nu suntem sinceri, nu suntem cinstiți cu noi. Nu suntem cinstiți și sinceri. Să știi că eu am mai spus, nu știu dacă podcastul permite genul ăsta de discuții, dar te duc într-o zonă așa care, pe mine câteodată mă supără. Am considerat că în perioada comunistă ne-au forțat să devenim... Să facem ce vrei. Să devenim niște oameni... cumva, oarecum necinstiți, pentru că nu aveai suficiente resurse de a-ți procura bunuri necesare și fiecare începea să se descurce. Acest se descurcă, un fel de legea junglii. Acest se descurcă al poporului român, eu îl temporizez ca venind cumva din perioada comunistă. Hai să-ți dau și câteva exemple. Părinții tăi lucrau la fabrica de carne, sau la cooperativa de distribuire a produselor, în care produse n-ajungeau și la mine, iar tatăl meu lucra cumva în combinatul siderurgic. Tatăl meu lua, când nu erau colegii atenți, 2-3 fiare, ți le dădeau părinților tăi, construiau un balcon din el și închideau balconul, iar tu, în schimb, îmi dădeai. Deci, oricum, oricare din gesturile noastre erau necinstite, ale părinților, să spunem așa. Cumva s-a format o zonă de a ne descurca. Ele nu sunt în esență necinstite, pentru că se întâmplau într-o perioadă de nevoi extraordinar de mari. Dar cumva în ADN-ul nostru a intrat situația asta de a ne descurca. Ceea ce eu cred că ne-a făcut mult rău. Eu de... Să nu mai vorbesc de teroarea care era în perioada respectivă, pe care eu să spun că n-am simțit-o, tu sper să ți-o închipui, sau n-am simțit-o foarte mult. Mi-aduc aminte, copil fiind, cred că aveam până în 8 ani, de fapt, aveam 8 ani la Revoluție, am găsit pe jos $20 și un portofel. M-am dus atât de bucuros acasă, iar reacția părinților a fost de a mă lua într-o viteză aproape supersonică și a mă duce la poliție și a-i preda. Toată viața m-am gândit la nivelul de frică care era intrat în populație. Da. Nu e o perioadă pe care eu mi-aș dori-o pentru nimeni și cu atât mai puțin pentru copiii mei. Iar cei care zic că în perioada aia aveai de toate, eu sunt convins că nu. Deși eu aveam cam ce-mi trebuie și mi-aduc aminte o povestire, dacă îmi permis să o lungesc mai mult așa pe subiectul ăsta. Și acum mă amuz. Eram copil și la un moment dat am locuit aici, în centru, în blocul dintre Arcadia și Parc. Și aveam vreo două alimentare, aveam o alimentară jos, unde acum e muzeul în Arcadia, și mai era o alimentară pe centru, nu mai mi-aduc exact aminte pe unde mai erau, dar erau două alimentare. Și într-o zi vine mama de la muncă, era vară și acum mi-aduc aminte că eram într-un tricou îmbrăcat și o să vezi și de ce mi-aduc aminte că eram în tricou. Îmi dă 100 de lei și îmi zice, mamă, fă și tu pe aici, du-te pe la magazine și vezi dacă au băgat câte ceva, că mama trebuie să pregătească mâncare sau să spune ce avea de făcut acolo. Și mi-a dat 100 de lei și am luat-o pe la alimentare.
m-am întâlnit cu prietenii mei, eram foarte mulți copii la bloc acolo, unde te duci, mă duc să cumpăr câte ceva, mi-a dat mama, în fine m-am dus și am ajuns aici la alimentarea de pe centru și am cumpărat o oranjadă de vreo 25, 30 de lei, 40 de lei, nu mai știu cât, un teanc foarte mare de oranjadă. Mi-am băgat tricou un pantalon și mi-am umplut sânul de oranjadă. Și am ajuns cu el la bloc, vecinii de la bloc, ce ai făcut, ce-i macul? Am cumpărat oranjadă, bucuros, m-a trimis mama să cumpăr oranjadă, am luat oranjadă. Să vezi, bătaie, ce ți-ai acasă. Păi ce faci, mă, cu atâta oranjadă? Oranjadă, ca să înțelegi, era o băutură, erau niște pliculețe cu zahăr colorat, cu diverse arome, care noi le puneam în apă sau în sifon, că mergeam și umpleam sifonele. Și făceam un fel de suc din ele, dar cantitatea aia de pliculețe nu îți folosea. Dar dacă mama mi-a dat libertatea să mă duc să cumpăr ce-i găsi, eu, copil fiind, am înțeles că am găsit și am cumpărat. Ei, vreo 5 minute la bloc, toți vecinii mi-au zis să vezi ce bătaie ții, să vezi ce pățești, să vezi tu ce-ți face, cum nu-i sănătos, ai dat pănii pe oranjadă. Deci până la etajul 3 am urcat transpirând treaptă cu treaptă și cred că călcam cât un minut pe fiecare treaptă și așteptam să văd ce o să mi se întâmple când ajung acasă. Așteptam să vezi ce bătaie îmi dă mama. Am ajuns acasă, am intrat cu frică, nici nu știu cum, probabil nici n-am deschis ușa de tot, am deschis-o așa un sfert, m-am strecurat printre ea. Da, mi-am luat inima în dinți și m-am dus în bucătărie, am scos tricou, am turnat oranjada aia pe masă. Și mama s-a uitat la mine, a zâmbit, m-a întrebat unde e restul, i-am dat restul. Și am plecat și la un moment dat în mintea mea se întâmpla următorul fenomen. Păi și bătaia. De ce nu mă bate? Unde Bogdan, nu aveai ce să faci surprindere. Nu aveai ce să faci cu bani. Nu aveai ce să faci cu bani. Nu regretau banii pe care eu îi cheltuiam pentru că nu aveai ce să faci cu ei. Nu aveai. Cu mașina mergeai o zi, da, o zi, nu, soț, cu pari în par. Nu știu dacă știi cum ești. Da. Asta o știu, cu pari în par la mașină. Nu găseai nimic. Banii, din punctul meu de vedere, erau niște hârtiuțe, probabil sunt mai valoroase ale tale cu întrebări decât valoarea pe care o aveau atunci. În stațiuni mergeai în câteva, care probabil vezi și tu prin vedere ce condiții erau. Da. Ca să ne dăm seama exact, a trebuit să comparăm cu Occidentul de atunci. Hai să comparăm cu România de atunci, cu America de atunci. Nu cred că există termen de comparație, dar... Nu știu. În fine. Da, nu m-aș întoarce la comunism sub nicio formă. Sau nu la genul ăla de comunism. Pentru că în esența lui... Și gata, nu te mai zăpăcesc, o să ai timp. Nu mă zăpăcesc. Socialismul, să știi că e una dintre doctrinele politice cele mai bune, dacă nu e cea mai bună, acceptată de toată lumea. Dar ea devine utopie atunci când o pun în practică oamenii și când oamenii acționează în sensul acestei doctrine politice. Pentru că oamenii nu sunt egali. Nu avem cum să muncim împreună în combinat. Să fim amândoi la furnal. Pentru că tu ai alte talente. Iar dacă talentele tale nu sunt valorizate la fel de mult, dar atunci se punea... E o discuție foarte lungă, se punea preț pe clasa muncitoare, trebuie să construim, să înflorim țara. Într-adevăr, înfloream. Într-adevăr, s-au întâmplat foarte multe lucruri. Dar cu banii tuturor, cu truda tuturor, cu necazurile îndurate de toți, hai să spun ceva și... Iar fac remarca că mă lungesc. Aveam acasă, îmi făcuse mamei mele, o plapumă din lână. Avea cam 20 de centimetri și nu vreau să spun ce greutate avea, pentru că caloriferele erau reci. Am mai văzut la... Că nici nu puteam să mă mișc de sub plapumă. Ei, dacă ți-aș lua astăzi căldura, internetul, dulciurile, pentru că dulciuri nu găseai, puteai să bei oranjadă de la mine sau dacă îți cumpărai, dacă îți găseai la alimentare, că aproape că de Pepsi nici nu mai visăm, să dădea pe sub mână, erau niște prostii. Dacă ți-aș lua toate lucrurile astea, și aș folosi banii tăi. Pentru că banii, hârtia, știm cu toții că e decât o acoperire a economiei în sine. Banii trebuie să aibă o acoperire în ceva. A noi n-aveau acoperire, cel puțin în bunuri de consum. Ei, dacă aș lua toți banii ăștia, aș face și eu casa poporului. Și aș lăsa oamenii fără internet, fără curent, fără toate avantajele pe care au în ziua de astăzi. Al cui e meritul, al meu sau al vostru? E al vostru, nu e al meu. Televizorul se închide la ora 10. Da, să știu. La televizor, pe canalul românesc, pe singurul canal românesc, vedeam realizările marelui nostru conducător, care era, apropo, academician, doctor, inginer și alte titluri mărețe. În rest, sursele de informare, apropo, revenind la diferența de mai devreme dintre generații, n-are cum să nu fie mare, pentru că noi n-aveam surse de informare. Nu m-aș întoarce la comunism.
Da, nu știu, n-am trecut prin el, dar din ce știu, din ce știu, ar fi mai bine. Ce ar fi mai bine? Toți ar avea locuri de muncă. Ce înseamnă să ai loc de muncă? Ai zis că ai vrea la școală să faci doar ce-ți place. Nu doar ce-mi place, ce mă ajută. Că poate unele nu mă ajută, dar trebuie în viață. Educație financiară, acum s-a băgat de puțin timp, dar... Oh, ce frumos. Aproape că nu te ajuta cu nimic munca atunci. Aveai un loc unde să te duci și unul din care să pleci. Dar, în fine, sunt discuții în contradictorii, sunt multe. Viața personală, ai renunțat la ea, acum ai dreptul să fii puturos. Ceea ce nu e neapărat un lucru bun. Atunci nu aveai dreptul să fii puturos. Dacă vrei să o luăm ca fiind un lucru bun, e ok. Dar nu știu. Că înainte... Atunci, uite, ok, da. Te duceai la muncă și vrei să pleci. Unde zici că vrei să pleci? Nu vreau să plec, am dat și un exemplu. Thailanda. N-aveai nicio șansă. Da, asta știu. Deci, da, la ce îți folosea locul de muncă? La nimic. Da. Îți folosea, aveai niște bani, cumpărai da. Ce aveai cu rație, aveai cartela la pâine, cartela la butelie, apropo. Da. Nu luai, nu-ți făceai de cap, tu aveai câte butelii, făceai tu căldura care vrei în cap. Aveai un 17 grade, era suficient. Mamă. Așa erau vremurile. Și părinții tăi ar putea să-ți povestească. Dacă nu părinții tăi, părinții tăi ar putea să-ți povestească. Știi de ce zic unii oameni că a fost o perioadă mai bună? Pentru că, cred eu, nu știu dacă e neapărat așa, pentru că confundă cu tinerețea lor. Atunci s-au îndrăgostit, atunci au ieșit cu o fată în parc, la film, la ora 10, bineînțeles, mai târziu. Și probabil au fost cele mai frumoase momente ale vieții lor. Și probabil consideră că, na, confundând cu tinerețea, că era mai bine. Într-adevăr, în capitalism nu se adaptează toată lumea. Capitalismul e destul de dur. De greu, de dur. Dar ai foarte, foarte, foarte multe alte avantaje și foarte multe alte drepturi pe care atunci nu le aveai. În primul rând că nu aveai dreptul la opinie. Noi doi aici nu eram astăzi, dacă era comunism. Să ne dăm noi cu părerea pe ce credem noi. Să o facem noi pe deștepții, cum se folosea ce atunci. Ce susțin. N-aveam voie nici... Știi, poate ai văzut reclamele cu rockere party, tu te vrea atuns. Nu știu nici când fățișarea, dacă ți-o permiteai să o ai pe care ți-o doreai. Pentru că riscai să te tundă profesor la școală. Da. Cu siguranță, nu? Nu riscai. Se întâmpla cu siguranță. 9 din 10 cazuri. Ok, altă întrebare. Altă întrebare. Ha, o beție de neuitat. Doamne, cât am așteptat-o pe asta. Hai să spun ceva și nu, crede-mă că chiar nu sunt ipocrit. Nu pot să mă îmbăt. M-am vrut de multe ori să mă îmbăt și probabil o beție de neuitat a fost la momentul majoratului. Doar că organismul meu cumva mă oprește. Nu poți să te distrezi, adică? A, patata, nu pot să mă îmbăt. Nu la modul beție de dacă e de neuitat, probabil n-a fost cronică, nu? Sau n-a fost... Da. Nu știu dacă înțeleg sensul. Dar eu n-am fost niciodată beat să adorm pe o masă. Nu, dar să... N-am putut. Să mergi așa un pic pe 7 cărări, să râzi. Nu ajung până acolo. Să râd, da. Dar n-ajung să-mi pierd echilibru pentru că simt la un moment dat că nu pot să mai beau. Nu pot, pur și simplu nu pot. Organismul meu mă forțează să dau afară ce am băgat ca surplus. Nu știu, până acum n-am încercat. Am încercat, dar nu n-am vrut să ajung în stadiul ăla. Vezi că aud și părinții tăi podcastul. Da, știu. Vezi ce zice acolo, da. Și ți-a ieșit? Nu, dar nici n-am vrut să-mi iasă, nici n-am încercat. Așa, puțin. Da, foarte puțin. Da, cred că la majoratul. Dar știu și ei. Și le-am zis că am încercat să-și fumez. Și nu mi-a plăcut. Nu ți-a ieșit? Nu că nu mi-a ieșit. Nu, am mai încercat. Cred că ultima dată a fost acum recent. Dacă... O lună și ceva. Dar nu mi-a plăcut. E foarte bine. Nu sunt lucruri. Sunt niște plăceri false. Să zicem așa, ele pătrund mai ușor în la o vârstă în care vulnerabilitățile sunt mai mari. În care, na, nu știu, probabil din dorința de a arăta într-un anumit fel. Adică de a fi mai șmecher, mai interesant, da. Mai plăcut, mai în rând cu toată lumea, dacă ești într-un anturaj de genul ăsta, mai rebel oarecum, te atrag, te păcălesc. Dar să știi că, și o să descoperi, dacă nu ai și descoperit deja, că nu sunt niște plăceri în sine, sunt niște păcăleli. Da, prima dată a fost la 13 ani și atunci, da, mi se părea ceva, eram... Erai și tu șmecher. Acum nu mai, chiar dacă
vă pe unic sau așa, cu țigarea în mână și fumează, nu-mi place. E o prostie care creează și dependență, care... Înainte suportam fumul, acum nu mai îl suport. Te fericit pentru lucrurile astea, să știi. Acum nu mai suport deloc țigările. Adică sunt ok cu oamenii care fumează, dar nu... Da, până la urmă e o chestie de alegere. Dar e o chestie de alegere care nu ți-aduce beneficii, ți-aduce doar de servicii. Am văzut și undeva din părinți fumători, ies copii nefumători și din părinți nefumători ies copii fumători. Da, nu e o regulă, e o chestiune de educație, dacă vrei până la urmă și de anturaj. Adică am un exemplu concret, mama mea a fumat și eu nu fumez. Da, păi să păstrați tradiția asta. Da. Copiii tăi probabil sper. O să fie fumători. La asta mă gândesc. Să te ferești, dar să fie o tradiție. Nu mi-e frică, să nu treacă la altele mai grele. Dar cu fumat n-am nimic, dar să nu fumezi acum două pachete pe zi. Da. Și fumatul e bun. Să țină de educație. Dar nu e bun în exces. Da, sunt tot felul de studii. Până să lămuresc studiile astea, ar fi bine să nu fumezi nimic, dacă s-ar putea, dar... Pentru că se creează o dependență care nu ți-aduce beneficii. Eu nu înțeleg dependența asta. Deci chiar nu înțeleg. Am fumat, am tras de sigare, chiar am tras și în piept. Nici o de asta să mai fumez și următoarea dată și următoarea dată și următoarea dată. Pentru că n-ai făcut-o de suficient de multe ori. Probabil. N-aș pune pariu. Da, bine. Ți-am zis, vezi că se uită părinții la podcast. Păi știu. Dar le-ai zis și lor. Altă întrebare. Întâmplări penibile din viața ta. Sau o întrebare penibilă. Mă ajuți, dacă e doar una, că am avut multe întâmplări penibile. Știi, unele dintre ele le-am descoperit, mai târziu mi-am dat seama de penibilul situației, dar una, am una proaspătă în minte, știi de ce? Pentru că tocmai povesteam unui prieten, cred că chiar alaltă ieri. Eram în liceu și îmi plăcea foarte mult o fată, care, nu-mi dădea semnale foarte convingătoare că ar vrea să intre într-un gen de relație cu mine. Deși încercam prin tot felul de metode să-i atrag atenția. Pieptoșeam așa în jurul ei, ca să folosesc o expresie de-asta mai veche. Da? Numai că într-una din pauze ea mă întreabă dacă vreau să merg la film, pentru că clasa lor avea o oră liberă sau avea o oră de sport sau ceruseră voie, în fine. Ei plecau cumva legal. La film era rula atunci la Cinematograf Orizont, noi învățam în liceu Mihai Eminescu, rula Titanicul. Ai văzut Titanicul? Nu l-am văzut. Multă mi-a să-l văd, dar nu l-am văzut. Ei, în fine, atunci apăruseră, era lansarea, era și la Călăraș, la Cinematograf Orizont și m-a întrebat dacă merg la film, dacă îmi ține loc lângă ea, da. Ceva în genul ăsta. Dai seama că nu m-a interesat ce oră am, ce ore aveam, care erau următoarele ore, și am mers la film. Am mers la film, a ținut loc, m-am așezat lângă ea, am stat cu mintea acolo, deja mă emoționasem, nu mai eram atât de cocoș cum eram înainte. Și problema și penibilul survine cumva spre sfârșitul filmului, când am început să plâng. Am stat, m-am dat mai pe spate să nu mă vadă. Dar de ce? Era Titanic. Titanicul avea o persoană foarte tare. Sfârșitul filmului, probabil și vârsta, din toată bărbăția asta care încercam eu să-i arăt ei, masculul alfa. Gândește-te că masculul alfa pe la sfârșitul filmului a început să plângă. E la început? Nu știu, că nu mai vedeam, că eu mă speream cumva să nu mă vadă pe mine. Încercam să mă las pe spate, mă făceam că transpir, că mă șterg, că mă mănâncă ochiul, că încercam să nu mă vadă. Habar n-am dacă m-a văzut sau nu m-a văzut, dar... Știu că am plecat puțin înainte de a se aprindă lumina în sală. Cred că situația mai penibilă ca asta n-am avut. Din masculinitatea asta pe care vreau eu să o arăt, la cum s-a sfârșit cumva prima întâlnire sau primul ei accept, nu mai contează ce s-a întâmplat mai departe, dar cred că ăsta a fost cel mai penibil moment din viața mea. Pe restul l-am conștientizat sau l-am conștientizat după. Se întâmplă mereu momente penibile, deși eu fug de penibil. Și nu sunt un mare fan al oamenilor care nu au simțul penibilului, dar ni se întâmplă tuturor. Ok. Altă întrebare. Tu ai avut momente penibile? Da, sunt convins, nu-mi dau seama acum. O să-ți dai seama că te faci mai mare de momentele penibile. Nu, că nu-mi dau seama. N-am unul în cap. Adică sunt convins că am avut momente penibile,
Penibil... Te gândești la următorul podcast, mi-l spui. Da, dar nu... Dar trebuie să ți-l asumi, adică e nu, o chestie de... Nu, eu mi-asum orice, dar nu îmi dau seama ce moment penibil... Că mi-a rupt piciorul. Nu a fost un moment, a fost prostie curată, nu... A fost prostie, prostie. În loc să iau pe panta mare de la Dumbrava, am luat-o pe acolo pe unde trec oamenii. Că zic că dacă iau viteză, mă opresc de balustradă. Și de unde mi-a intrat piciorul acolo și l-am rupt. Dar n-a fost moment... Bine, a fost moment penibil. Fost că toți prietenii mei au luat-o în față și eu am rămas așa. Și au ieșit oamenii de acolo, de la Hestia. Dar nu pot să zic că e un moment penibil. Un moment penibil... Chiar n-am niciun. Ai făcut pe tine vreodată? Când eram mic. Nu, mare. Nu. Nu știu, ți-au rupt pantaloni în fund. Nu. Ah, ba da, ba da. Că ai plâns ca mine? A. Că trebuia să fii bărbat? Nu, probabil că trebuie. Altă întrebare. Mai avem 3. Și scap. Primii bani câștigați. Când și unde? Aș vrea să adaug. Primii bani câștigați când și unde? Acum știi ce se întâmplă? Primul bani câștigați te referi așa la mici bănuți când am făcut câte un lucru bun și m-au remunerat părinții sau la banii făcuți pentru o activitate mai elaborată și niște bani mai... Elaborat. Ok. Păi uite, prima dată, primii bani pe care i-am făcut și i-am simțit au fost... Cred că în perioada facultății, când am decis să plec în Marea Britanie cu un contract de muncă în agricultură, undeva la o fermă de fructe, unde am muncit foarte mult, foarte greu. Și la sfârșitul perioadei de 6 luni reușisem să strâng 6.700 de lire. Era la momentul respectiv lira undeva la 6,20 lei, 62.000, cum era atunci, în condițiile în care în perioada respectivă la noi salariul minim pe economie era undeva în jur de 6-8 milioane pe aici, lei vechi. Mă refer 600-800 de lei în banii de astăzi. Ideea este că cu banii făcuți acolo... La 20 de ani, de fapt 21, împlinisem 21 de ani, m-am urcat într-un avion și am plecat în China, de unde am importat haine. A fost, cred că, și o chestie destul de nebunească, ca să zic așa. 6.700 de lire însemnau cumva vreo 10.000 de dolari. M-am urcat în avion, am plecat în China și am făcut primul meu import din China. Iar din momentul ăla și până astăzi, consider că am intrat într-o zonă în care mi-am produs singur banii, ca să folosesc un termen uzitat de voi. Ăștia au fost banii pe care i-am considerat a fi primii. Mici chestii de comerț am făcut mai tot timpul. Mai vindeam diverse lucruri, le cumpăram, le vindeam, chiar încă, cred că, din liceu. Dar primii bani pe care i-am simțit au fost din muncă. La un moment dat am considerat că pentru bani trebuie să fac lucruri care să aibă o consistență în spate sau cel puțin o muncă în spate, o muncă elaborată și consider că primii bani făcuți sunt cei de pe câmpurile din Anglia. Pentru că asta era situația. Și de ce zic că erau bani valoroși? Pentru că într-una din zile munceam fiecare, Pisorg se numea, munceam fiecare și eram remunerat pe cât de mult făceam, pe cât de multe mere culegeam, că eram într-o livadă de mere și... Într-una dintre zile, cred că am făcut aproape de 200 de lire, aproape de 12 milioane, 1200 de lei. Eram rupt. Când m-am așezat în pat, simțeam că practic intră patul în mine, că mă lipesc, că mă fac că sunt una cu patul. Dar când m-am uitat pe payslip-ul respectiv și am văzut... 190 de lire, 194 de lire și mă raportam la salariul din țară, am înțeles că așa să fac banii. Micile mele acte de comerț au avut sau nu au avut valoare. Mai au fost mai mult așa ca să mă formez, ca să înțeleg cumva piața. Dar păi și când ai făcut cei mai ușor bani?
ușor n-am făcut niciodată bani. Banii făcuți ușor nu există. Nu sunt bani și nu au valoare. Banii făcuți ușor se termină. Da, se termină la fel. Nu cred că am făcut niciodată bani ușor. Nu, niciodată. La un moment dat, făcând lucrurile din ce în ce mai bine și concentrându-mă ca lucrurile să meargă din ce în ce mai bine, actul de comerț să fie din ce în ce mai bun, să satisfacă cerințele, pot să zic că la un moment dat am făcut bani mai ușor decât la începuturi, când probabil nici nu mă pricepeam, nici nu prea știam mare lucru. Educația financiară, care eu îmi doresc foarte tare pentru voi să existe în școli și să existe la un nivel, la noi nu exista. Noi atunci ne chinuiam să înțelegem economia, să înțelegem ce înseamnă banul în sine. Ușor niciodată, ușor nu există bani pe care să-i faci ușor. Orice ban pe care îi faci ușor, din metode, multe sunt prin metode ilegale, o să dispară la fel de ușor. Da. Nu pot să consider că vreodată banii au fost făcuți ușor și cred că nimeni nu poate să facă bani ușor. Ok. Alta. Ai regrete? Am regrete. Și uitat de întrebarea asta. Am regrete, dar să știi că sunt prea puține, prea mici, și să știi că nu am regrete legate de lucrurile pe care le-am făcut. Nu regret absolut nimic din ce am făcut. Sunt chestiuni pe care le regret, dar într-o măsură foarte mică, din lucrurile pe care le-am făcut. Ideea e că de-a lungul timpului am avut regrete legate de lucrurile pe care nu le-am făcut. Pentru momentele în care puteam să fiu mai bun, puteam să fiu mai harnic, puteam să-mi ofer mai mult timp, puteam să ofer mai mult timp copiilor mei, familiei, lucrurile pe care le iubesc. Regrete, nu, care să țină de mine. Sunt regrete, nu știu, că mi-am pierdut tatăle, un regret, dar care n-a ținut neapărat de mine. Dar regretele mele vin în cea mai mare măsură din zona lucrurilor pe care nu le-am făcut. Regret tot ce n-am făcut, tot ce aș fi putut să fac și n-am făcut mai mult, mai bine, mai frumos. Ce am făcut nu regret nimic. Nu într-o măsură în care să conteze. Okay. Mulțumitor răspunsul? Da. Eu sunt mulțumit cu orice răspuns dai tu. Ne înfigem în ultima? Da. Întrebare? Ce modele ai avut în viață? Tatăl meu a fost un model de toleranță, de bunătate, de calm, de răbdare. Și cum spuneam și mai devreme, am avut modele din zone diferite, frânturi de modele. Nu cred că există oameni perfecți sau nu cred că există oameni pe care să îi urmezi în proporție de 100%. Poți să îi urmezi într-o anumită direcție, pe un anumit palier, pe anumite cunoștințe pe care le au într-o zonă, sau să le urmezi sau să te inspiri din lucrurile bune pe care le fac într-o anumită zonă. Dar un model care să-mi fi marcat viața, nu cred că am avut. Mi-au plăcut politicieni de-a lungul timpului, părți din acțiunile lor, mi-au plăcut artiști, și în anumite puncte de vedere i-am admirat și puteam să zic că am luat din acțiunea lor exemple sau m-am inspirat, dar eu consider un model de nezdruncinat n-am avut. Eu consider că chiar dacă lumea zice trebuie să înveți din greșelile altora, nu, mai bine înveți din greșelile tale. Din păcate înveți mai bine din greșelile tale. Ar fi ideal să înveți din greșelile altora. Da, exact. Dar nu. Nu. Au fost, uite, au fost profesori pe care i-am, pentru anumite lucruri, i-am idolatrizat la un moment dat, dar frânturi din activitatea lor sunt zone în care mai târziu sau poate în același timp cu admirația și criticam în mintea mea anumite lucruri. Corect, greșit, nu știu, dar n-am avut o personalitate pe care să o admir în proporție de 100%, indiferent ce ar face, cum respiră, cum se mișcă, ce gândește despre un lucru, ce fel își predă materia, dacă mă refer la un profesor, ce fel se îmbracă, ce fel se comportă.
Nu. Am avut frânturi de modele. Poate chiar și unele din Biblie, poate chiar și unele din filme, poate chiar și unele din zona literară și din muzică, dar încă o dată, un model complet a unui om complet ca model de nezdruncinat. Îmi pare rău, poate greșesc, dar n-am avut. Momente frumoase din viața ta. Sunt multe, Bogdan. Cel mai frumos moment. Cel mai frumos nu a existat unul. Sunt două momente frumoase, momentele în care s-au născut copiii mei. Și o să vezi că o să înțelegi ce e în sufletul unui părinte și probabil ce a fost și în sufletul părinților tăi când te-ai născut tu. Nu pot să mai compar alte momente cu momentele astea. A fost cele mai frumoase. Adică, și cum te vedea pe tine mic. E un sentiment de nedescris. E mai mult decât a te vedea pe tine mic. Deja tu nu mai ai valoarea pe care o are ființa care apare pe lume în acel moment. Pentru tine e mai valoroasă de un infinit de ori. Decât ești tu, decât ți-e valoroasă propria persoană în propriii ochi. E cel mai frumos moment pe care l-am trăit și s-a întâmplat de două ori. S-au născut ambii băieți. Și sper să-l mai trăiesc și atâta. Restul pălesc.